Bună copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești! Urși Panda. În Iov, capitolul 12, cu versetul 7, găsim scris: întreabă dobitoacele și te vor învăța. Îți amintești că ai învățat despre urșii grizzly? Aceasta este doar una dintre multele specii de urși care trăiesc în regatul animalelor creată de Isus. Ursul panda este o altă făptură creată de Isus. Urșii panda nu sunt maro precum cei grizzly. Urșii panda au blana în alb și negru. Bambusul este mâncarea preferată a urșilor panda. Bambusul este un fel de iarbă care crește foarte mult în înălțime. Un urs panda petrece aproximativ 12 ore pe zi mâncând bambus. Așadar, el mănâncă toată ziua. Urșii panda sunt cățărători foarte buni. Ei pot înota foarte bine. Dacă un alt animal încearcă să-i rănească, pot înota ca să scape. Urșii panda nu dorm în timpul iernii așa cum fac alți urși. Dacă locuiesc la munte, coboară pe voi unde este mai cald. Când vine vara, ei se întorc înapoi în munți unde este răcoare. O femelă are de obicei unul sau doi pui. Dacă se nasc doi pui, doar unul dintre ei trăiește. Puii sunt foarte mici și nu au blană. Pe măsură ce cresc, le crește și blănița devenind mai drăguți. Ursoaica are mare grijă de puiul ei. Ea este mare, iar puiul este foarte mic, așa că îl ține în brațe cu atenție. Ea își iubește puiul. Ursoaica ne ajută să vedem cât de mult ne iubește și ne îngrijește Isus. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!